Înainte de a merge mai departe, vreau să fac o precizare în legătură cu ceea ce ați văzut în partea întâi. Am folosit tot timpul ca particulă cuantică în experimentele mentale pe care le-am descris electronul, din două motive. Întâi pentru că el este cea mai cunoscută particulă elementară și apoi pentru că am vrut să dau continuitate materialului prezentat. Dar unele dintre experimentele despre care am vorbit n-au fost niciodată realizate cu electroni, din cauza unor dificultăți tehnice majore. Au fost, în schimb, realizate cu lumină, adică cu fotoni. Iar fotonul este și el o particulă elementară. Dar vă asigur că, din punctul de vedere al aspectelor teoretice despre care v-am vorbit, nu are nicio importanță ce particulă cuantică folosim în experimentele respective, concluziile vor fi întotdeauna aceleași. Am vorbit în partea întâi despre particule cuantice în general, de aici încolo mă voi referi mai concret la particulele elementare, cele care stau la baza a ceea ce numim substanță și la baza tuturor interacțiunilor pe care le cunoaștem. Particulele elementare se clasifică în fermioni, particulele care stau la baza a ceea ce numim substanță, și bozoni, care sunt particulele elementare care mediază interacțiunile dintre corpuri. De pildă, electronul este un fermion, în timp ce fotonul este un bozon. După cum știți din partea întâi, John Wheeler, pentru a da o explicație proprietăților stranii ale particulelor cuantice, a spus că, de fapt, ele ne par stranii pentru că presupunem că au avut proprietăți fizice și înainte de a fi detectate sau măsurate, adică și înainte ca noi să interacționăm cu ele. Și acest lucru, spune Wheeler, nu este adevărat. Repet cuvintele lui, trecutul nu există decât dacă avem o înregistrare a lui în prezent. Aceste afirmații ale lui Wheeler stau la baza unei interpretări originale a realității fizice pe care ne-o propune el, interpretare care a fost numită It from Bit. Și cred că numele sugerează destul de clar despre ce e vorba. It aici în sensul de orice, deci ceva, it, dar în sensul de orice, își are originea în observație. Deci totul își are originea în observație, iar observația presupune un schimb de informație. It from bit. De fapt, informația din lumea cuantică nu este de tip bit, ci are la bază bitul cuantic, așa numitul qubit. În timp ce bitul are valoarea 0 sau 1, qubitul are valoarea 0 și 1 printr-un fenomen specific lumii cuantice numit superpoziție. O altă diferență dintre bit și qubit este aceea că putem citi de câte ori vrem valoarea unui bit fără să-i alterăm starea. În schimb, valoarea unui qubit o putem citi o singură dată, pentru că în momentul în care facem citirea, qubitul iese din starea de superpoziție. Putem, deci, citi o singură dată o anumită valoare a qubitului. Wheeler a mai spus că trăim într-un univers participatoriu, în sensul că observatorul este necesar pentru a explica universul și legile lui. De fapt, este implicat în însăși existența universului. De fapt, Wheeler susține că un fenomen nu devine fenomen decât dacă este observat. Ceea ce nu este observat, nu există. Până aici am vorbit despre lumea cuantică și despre încercările de a explica ciudățeniile ei. Acum, cu îngăduința voastră, voi face o extrapolare și voi încerca să folosesc aceste idei pentru a înțelege lumea din jurul nostru, realitatea fizică. Nu știu dacă avem voie să facem o astfel de extrapolare, dar știu că
ceea ce stă la baza particulelor elementare stă de fapt la baza întregii realități fizice, pentru că tot ceea ce simțurile și aparatele noastre pot pune în evidență, totul are la bază particule elementare. Voi începe cu o întrebare. Există în jurul nostru culori? Nu vă grăbiți să răspundeți. Vă propun două întrebări echivalente. Dacă nu există un observator, un corp roșu, mai este el un corp roșu? Sau culoarea descrie ceva din lumea fizică? Nu știu ce răspuns ați da acestor întrebări, dar știu că ceea ce numim culoare este o senzație, o senzație vizuală. Iar senzațiile sunt produse de creier pe baza semnalelor pe care le primește creierul de la organele de simț. Deci nu aparțin lumii înconjurătoare. Sunt doar reflectări psihice ale unor proprietăți, ale corpurilor din ceea ce numim realitate fizică. Să ne gândim la alt simț. Există în jurul nostru sunete? Apropo, în evul mediu, cei care se ocupau cu cunoașterea naturii au dezbătut, cred că sute de ani, următoarea întrebare. Dacă în pădure undeva cade un copac și nu-i nimeni în jur, produce el zgomot? Ei bine, răspunsul la această întrebare nu este nici da, nici nu. Copacul produce ceva în cădere, produce vibrații ale aerului, unde longitudinale în aer. Dar ca să se producă și un sunet, zgomot în acest caz, mai trebuie o ureche, un creier și o conștiință. Deci răspunsul la întrebarea există în jurul nostru sunete este nu există sunete, dar există vibrații ale aerului pe baza cărora urechea produce semnale electrice, pe baza cărora, la rândul lui, creierul produce senzația de sunet. Aceste diferențe dintre lumea fizică și reflectarea ei în conștiința noastră sunt adevărate pentru toate simțurile. Nu există în jurul nostru mirosuri sau gusturi. Ceea ce noi numim de obicei realitate este de fapt reflectarea lumii fizice în conștiința noastră. Dar suntem atât de obișnuiți să considerăm reală această reflectare a lumii fizice, încât chiar în manuale de fizică există definiții de genul, sunetele sunt unde longitudinale în aer cu frecvența cuprinsă între 16 și 20 de mii de herți. Dar cum ar putea să fie sunetul, care e o senzație, o undă longitudinală în aer? Sau lumina este o undă electromagnetică cu lungimea de undă cuprinsă între 400 și 750 de nanometri. Dar, din nou, cum ar putea fi lumina, care e o senzație, cum ar putea fi o undă electromagnetică? Se pare, deci, că există două realități, realitatea fizică și reflectarea ei în conștiința noastră. Dacă vi se pare ciudat acest lucru, să știți că nu-i nici nou, nici original. Platon, în alegoria peșterii, vorbea deja despre acest lucru cu mult peste 2000 de ani înainte. Deci filozofii știu acest lucru de foarte multă vreme. Dar realitatea fizică are la bază particulele elementare. Și dacă vă aduceți aminte, experimentele în care sunt implicate fenomene cuantice duc la întrebarea ce sunt particulele elementare? Sunt particule sau sunt unde? Ați văzut în partea întâi că nicio interpretare a proprietăților acestor particule nu explică tot ceea ce am vrea să explice. Nicio interpretare nu pare pe deplin satisfăcătoare. Și atunci poate că e mai justificată întrebarea dacă particulele elementare nu sunt nici unde, nici particule. Voi porni de la această întrebare și vă propun acum o ipoteză care, așa cum am mai spus, pleacă de la ideile lui John Wheeler. Și, din nou, vă pun o întrebare. Cum răspundeți la întrebarea ce este pe acest DVD? Dacă vă gândiți un pic, vă dați seama că, de fapt,
noi când răspundem la întrebări de genul acesta, nu ne referim la ce se găsește pe DVD, ci la ce putem obține cu ajutorul informației care se găsește pe discul respectiv. De pildă, eu pot să spun, pe acest DVD este filmul Superman. Dar dacă mă uit la un microscop electronic la suprafața acestui DVD, o să văd, să le spunem, mici dealuri și văi. Și atâta tot. Oricât mă voi plimba cu microscopul electronic pe suprafața DVD-ului, nu-l voi vedea pe Superman alergând printre aceste dealuri și văi. Dar nu vi se pare că facem același lucru când răspundem la întrebarea de pildă ce este acesta, spunând este un măr roșu? Oare nu ne referim și în cazul ăsta la reflectarea realității fizice în conștiința noastră? Vă propun atunci următoarea analogie. Ca să vedem filmul Superman, avem nevoie de o mulțime de lucruri. Avem nevoie de un suport pentru forma fizică a informației, discul, de forma fizică a informației, dealurile și văile de pe suprafața discului, de un cititor al acestei informații, playerul sau driverul, care transformă informația fizică în altfel de informație, în semnale electrice. Noi avem nevoie de un calculator care să producă pe baza acestor semnale electrice altfel de semnale, semnale video, respectiv audio, și, în fine, mai avem nevoie de un ecran și de un difuzor care să dea imaginea și sunetul filmului. Acum, dacă răspunsul la întrebarea ce sunt particulele elementare este particulele elementare sunt informație. Nimic altceva decât informație. Atunci avem exact același traseu și între realitatea fizică și reflectarea ei în conștiința noastră. Astfel, în loc de dealurile și văile de pe suprafața discului avem particulele elementare, în loc de player sau driver avem organele de simț care fac același lucru, transformă informația pe care o primesc în semnale electrice care se duc la creier. În locul calculatorului avem creierul și în loc de ecran și difuzor avem conștiința, cea în care se reflectă lumea fizică. Dar după cum vedeți, n-am pus nimic în locul suportului informației fizice, în locul discului. Nu uitați, acesta ar fi suportul particulelor elementare, suportul informației din ceea ce numim lumea fizică. Acum trebuie să vă previn că părăsim domeniul științei. În știință vorbim despre ceea ce știm, nu facem speculații. Dar ce știm? Păi sunt lucruri pe care le știm. De pildă, știm cu toții că dacă dau drumul din mâna acestui pix, el cade. De ce știm acest lucru? Pentru că am fost martorii a sute și mii de experimente, dorite sau nedorite, în care corpuri au căzut. N-a rămas niciunul în aer sau nu s-a oprit pe drum. De fapt, știm atât de bine acest lucru, încât nici nu simt nevoia să vă dovedesc. A fost dovedit de atâtea ori, încât nici nu vă arăt că el cade. Pentru că sunt convins, că sunteți convinși, că ceea ce am spus este adevărat. Dacă îi dau drumul din mână, pixul cade. Deci ați văzut ceva ce știm. Cu astfel de lucruri se ocupă știința. Dar în momentul în care spun, eu cred că, părăsim domeniul științei. Și tare bine ar fi dacă ar apărea mai puține materiale pe internet care reprezintă pure speculații, dar se pretind de domeniul științific.
Eu, din respect pentru știință, vă previn încă o dată că ceea ce urmează este doar o ipoteză și nici măcar nu este o ipoteză științifică. Vreau să pun ceva în locul suportului fizic al informației, în locul discului, pentru a completa analogia. Trebuie să observăm că discul pe de o parte și ecranul și difuzorul pe de altă parte sunt același lucru, substanță. Așa că eu cred că trebuie să punem la început același lucru care se găsește la sfârșit, adică o conștiință. Căreia, dacă vreți, puteți să-i spuneți conștiința universală. Dacă acceptăm această idee, atunci ceea ce numim realitate fizică nu este decât un schimb de informație între conștiința universală și conștiința individuală. Mai vreau să fac o propunere, de fapt, ca să respectăm dictonul natura trebuie să fie simplă în esența ei. Eu mai cred că acest șir de transformări pe care le suferă informația, lanțul acesta de transformări, este de fapt închis, este o buclă. Și anume, conștiința individuală, lanțul se închide. Conștiința individuală este de fapt o parte a conștiinței universale. Ceea ce am spus acum nu este original. Există doctrine filozofice orientale care susțin acest lucru de multă vreme. Mai rămâne o întrebare. De ce se concretizează conștiința universală în conștiințe individuale? Și de ce schimbă informație cu acestea? Nu știu. Dar vă întreb, ați încercat vreodată să nu gândiți? Dacă ați încercat, atunci știți că acest lucru este imposibil. Poate că nici conștiința universală nu poate să nu gândească. Și e foarte bine așa, pentru că rezultatul gândurilor ei suntem noi și realitățile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție!